ceva foarte rău. Mi se pare fabulos cum Dumnezeu, deci el atunci s-a enervat, acum vede din nou și se din nou fierbe nervi. Dar v-ați bucurat, așa că vine sezonul 3. Zâmbiți. Aveți noroc că nu mi-aduc aminte. Problema e că mi-au adus aminte. Dar tu nu ne iubești deloc? Nu. Pe noi, ca și colegii tăi. Nu ți-e drag de noi un pic? Adică nu ți... N-ai niciun moment când stai și, bă, mi-e dor de aia. Nu empatizezi cu noi? Am vreo 600 de muște moarte de când ai început cu religia. Cu asta te ocupi. Bendeac. Na! Să ție când te dor de ce nu știi ce nu. Plâng. Nu ți-e dor de el, adică ții-te aminte. Uite, las prostile, să începe o emisiunea. Terminați cu declarațiile de... N-am cum să nu mi se... Pentru că eu merg, adică merg așa prin lume și oamenii mă întreabă ce face Chelu? Sau ce... Nu, ce face Chelu în general? Mă mai întreabă și de tine. Nu, pe mine mă întreabă cum e Bendeac și mă mai întreabă ceva. A, bine, și asta mă întreabă. Bă, la Chelu, la chiar e nebun. Pe mine ce, mă întreabă ce? A, dacă sunt gay sau ceva, da? Da, s-a putut... Bă, nu, eu n-am descoperit. Dar după ce descoperi... Așa răspunzi? Da. N-am descoperit... Bine. Am zis, n-am descoperit, dar dacă descoper asta, vă promit că o să-l bat foarte rău. Da. Cum afli, mă? Stai puțin, că nu înțeleg. Cum afli? Cum adică? Da, chiar, cum afli? Cum poți să vină unul să spună... Cum poți să ai certitudinea că... Corect. Adică nu accept să fiu bătut pe nedrept. Cum afli tu, cu maxim de siguranță... Dacă eu am hotărât, ești bătut pe dreptatea mea. Nu, un bladon trebuie să hotărească. Un bladon este... trebuie să hotărească. Ai să râzi. Sunt absolut... șocată de această discuție, nu? Dar să închem. Da, de emisiune. Hai că am deviat. Nu uitați că e camera aici pe noi. Și se bucură deja.